pentru a evita orice risc și orice stres, orice disconfort produs copiilor, am acționat cu personal feminin, cu un autoturism neinscripționat, fără însemne distinctive ale instituției. Minorii nu au fost găsiți la domiciliile indicate în mandatele de aducere. S-au întocmit procese verbale în care a fost consemnată situația constatată, procese verbale ce vor fi înaintate către instanța de judecată. Părinții sunt revoltați de decizia judecătorului. Copiii au făcut terapie pentru a uita coșmarul prin care treceau zilnic, iar acum ar trebui să-și amintească din nou coșmarul. Clienta mea nu i-a comunicat minorei încă despre ceea ce urmează să se întâmple, prin urmare ea speră în continuare să nu se ajungă la audierea ei, prin urmare nu a dorit să o supună unui stres nenecesar până când vom ajunge, dacă vom ajunge în momentul în care aceasta va trebui efectiv să fie audiată. Mai multe educatoare și îngrijitoare ale grădiniței Micul Regat din Constanța sunt cercetate pentru purtare abuzivă față de copii pe care i-ar fi bătut, îmbrâncit, înjurat și adormit cu alcool. Deși la dosar sunt și imagini surprinse în grădiniță din care reiese comportamentul personalului, judecătorul vrea să-i audieze și pe minori, așa că a emis mandate de aducere. La rândul lor, părinții victimelor au cerut strămutarea dosarului la altă instanță din țară. Termenul prevăzut de lege este de 30 de zile pentru soluționarea cererii de strămutare. Până la sfârșitul lunii august ar trebui să avem o soluție. Curtea de apel Constanța să dispună sau nu în sensul strămutării cauzei de la judecătoria Constanța la o instanță competentă în județul Constanța.